Salutare tuturor! Astăzi mă aflu în parcarea de la Ikea din Băneasa și verific un Golf 6 din 2011 cu 130.000 de kilometri. Mașina este asta. Așa. I-am făcut poze pentru clientul meu, am verificat vopseaua, are anumite componente revopsite, are și mici daune estetice, de exemplu ăsta, sper că se vede. M-am uitat pe dedesubt, mașina nu are absolut nicio scurgere, i-am verificat motorul, are plăcuțe în stare bună, discuri de frână bune, cauciucuri în stare foarte bună. Și ce este interesant este că mașina a fost condusă turat. Interiorul arată destul de bine pentru mașina asta. Nu are erori, practic n-a avut nici accidente, nici erori. Și cam așa arată înăuntru mașinuța asta. Ceva foarte interesant este că observați această unitate, care nu pare de Golf 6 și nu este de Golf 6, este de Golf 7. Mi se pare că a fost foarte bine integrată. Așa. Și funcționează. Asta este un lucru foarte mișto. Practic a fost instalată cel mai probabil pentru Bluetooth. Da, cam asta este mașina. Singura problemuță este că ventilatorul produce un zgomot destul de puternic și nu prea bagă aer aici, posibil din cauza filtrelor care nu au fost schimbate la timp. În rest, mașina are carte de service, este înscrisă, merge bine, are volanul ăsta mai uruțel, mai fără crom, fără piele, nu are scaune încălzite, dar are aici senzori de parcare și este o mașină interesantă, bine întreținută. Pe lângă chestia asta, proprietarul mi s-a părut foarte de treabă și acum vine întrebarea. Ați cumpărat mașina asta pentru 6.500-6.600 de euro? Cum am zis, 2011, 132.000 de kilometri, condusă bine, întreținută bine. Chiar vorbeam cu proprietarul și mi-a spus că lui îi place să o tureze, să schimbe la 3.000, între 3.000 și 4.000 și mașina chiar se simte așa. Am mers cu ea pe aici prin spate pe la Ikea, am accelerat-o, am turat-o, am făcut teste de accelerație și mașina chiar se simte bine. Ce părere aveți? Ați dat bănuții ăștia? Aștept părerile voastre, comentariile voastre în secțiunea de comentarii. Dați un like și un share. Mulțumesc! Ne vedem data viitoare!